Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald! Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și a campaniei Oferă Darul Cunoașterii, m-am gândit să vă recomand o carte foarte dragă mie. Este chiar o carte ce se regăsește în topul personal la numărul 1 în ceea ce privește cărțile publicate de editura Herald pe care le-am citit anul acesta. Este vorba despre Sursa Supremă, Cunget Gyalpo, de Namkhai Norbu și Avigdano Clemente. După cum probabil știți, maestrul Namkhai Norbu a fost primul maestru care a reușit să facă publică învățătura Dzogchen și ca aceasta să se poată răspândi pe tot mapa mondului. Până mai acum câteva zeci de ani, această învățătură era transmisă doar de la maestru la discipol și la un număr foarte redus de discipoli. Așadar, este chiar un privilegiu să putem studia un text fundamental al acestei tradiții. Din cele trei mari căi ale budismului tibetan, Sutra, Tantra și Dzogchen, calea Dzogchen este considerată cea mai înaltă cale. Și atunci, probabil vă dați seama că și un astfel de text ar fi foarte greu de înțeles și de parcurs fără niște explicații oferite de un maestru autentic. Dar aceste explicații, din fericire, se găsesc la începutul acestei lucrări. Iar în cea de-a doua parte a cărții avem textul original, tradus. Consider că această carte este apogeul colecției Himalaya, atât din punct de vedere al profunzimii subiectului abordat, cât și a complexității. Tocmai de aceea recomand parcurgerea unor alte titluri din această colecție, pentru a face mai facilă înțelegerea acestei lucrări. Și recomand primele patru cărți din scrise de Namkhai Norbu, dar și alte titluri precum Torța Certitudinii, care oferă o viziune de ansamblu profundă, autentică și foarte utilă în ceea ce privește budismul tibetan. Această carte nu este genul de carte pe care să o citim câteva ore, iar apoi să uităm de ea undeva, ci este o carte care invită la meditație. Fiecare paragraf prezintă o profunzime și un înțeles care, odată pătruns de cititor, îl va schimba radical. Sunt Vlad Nicodim, psiholog, și vă doresc lectură plăcută!